împreună. Bine, sună rău, dar nu e chiar așa rău, doar că e doar pentru următoarea oră. Okay. Voi, înainte de show, ați decis ca unul dintre voi să rămână aici cu mine, să ne distrăm, să construim etaje, 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 iar celălalt să meargă la camera de izolare și să asigure materialele pentru construcție. Vreau să știu cine rămâne cu mine și cine se duce la izolare. Eu merg la izolare. Costi, cu tine. Cum v-ați decis? Merg la izolare eu. A fost o decizie de moment, pur și simplu. Da. De moment. De moment, evident. Nu ne vei auzi? Da. Nu vei vedea nimic? Dar sunt sigur că o vei simți. Absolut. Și vă las câteva secunde să vorbiți. Sper să fie ok. Voi face tot ce pot. Să fie frumos. Și îți urez și ție baftă. Să pice bilele unde trebuie. Și să ne bucurăm de fiecare moment. Asta e tot ce contează. Cu siguranță va fi bine. E bine. Și eu. Costi! Cu pantofii ăștia roșii, te duci la camera de izolare. Okay. Sper să vă poarte noroc. Mulțumesc. În seara asta. Baftă multă! Mulțumesc. Ne vedem la final! Okay. Nicol este alături de mine în platou. Costi e în spate în camera de izolare. Urmează runda 2. Exact. Înainte de toate, aș vrea să-mi spui cine vă însoțește în această seară la noi la Marele Zid. Cumnatul nostru a venit cu noi în seara asta. Cum îl cheamă? Florin. Florin! Ce salut regal, Florin! Îmi place! Ești prinț, Florin, sau ei doi sunt un cuplu regal? Sunt un cuplu regal. Florin, ești alături de ei, da? Tot timpul. Bun, suntem la runda a doua. Ceea ce înseamnă că am crescut suma maximă, i-a ajuns la 40.000 de lei. Și am mutat-o puțin mai în dreapta. Dar mai întâi vreau să-ți spun cu ce începem. Începem cu două bile verzi. Acestea sunt cele două bile pe care tu le vei lansa de unde dorești, de la 1 la 7. Dar mare atenție, pentru că la final avem și două bile roșii. Ele. Înțelegi ce înseamnă? Roșu, da. Roșu ne ia bani, vreau să ții tot roșu la tine în seara asta, să pice pe valori mici, asta ne dorim. Însă șansele voastre de câștig stau în cele trei bile albe de la mijloc. Acestea sunt întrebările. Ele se fac verzi sau roșii în funcție de cum răspunde Costi în camera de izolare. La această rundă avem un posibil câștig de 320.000 de lei. Deci s-ar putea să mai construim un etaj. Noi asta ne dorim. Da. Hai să începem. Înainte de a lansa această bilă, vreau să mergem puțin la Costi. Hai să-l vedem. El nu ne vede, nu ne aude. El e Costi, doamnelor și domnilor. Nicol, cum ți se pare? Este foarte sigur pe el. Îl vom mai vedea pe Costi la partea cu întrebările. Acum ne luăm la revedere de la el și începem să jucăm, Nicol. Ok, deci prima bilă verde o trimitem de la 7. De la 7! Un început fulminant! Începem băieții, în forță. Băieții sunt născuți pe data de 25 iunie, 2 plus 5, 7. 2 plus 5, 7 pentru cei trei băieți ai voștri. Se duce prima bilă verde din concurs. Succes! Și a plecat prima bilă verde, care ajunge la poziția 7. Mai avem o bilă verde? 3. De la 3. 3 va fi a doua bilă. 3 băieți, 3 flăcăi. Deci cele două bile verzi, primele de la Marele Zi, sunt pentru băieții voștri. Sunt dedicate copilor, tot concursul este dedicat copilor noștri. Și a plecat. A ajuns la poziția 3. Să cadă bilele! Hai, hai, hai! Hai, Nicol! Sumă mare, arată-i, arată-i acolo! 20.000 și 7.500! Hai să vedem totalul, 45.373 de lei. Mai mult decât dublu după cădere liberă. E un câștig dublu. Deja urcăm la etajul 1, urcăm. Etajul 1? Da. Avem sufragerie, avem living, cum o să fie? Nu, etajul 1 este dedicat copiilor noștri. Sunt trei dormitoare cu două terase pentru ei. Deci tot etajul este dedicat lor. Deci etajul ăsta la care suntem acum, da, e pentru ei trei. Da. Pentru ei vreau să jucăm, Nicol. Am ajuns
la partea cu cele trei bile albe, mare atenție, noi vom vedea doar variantele de răspuns. A, roșu, B, verde, C, albastru. Ah. Nu prea îmi dau seama exact despre ce e vorba la întrebare. Roșu. Ar putea fi la fotbal, la culorile de echipament. Perfect, hai să luăm o bilă albă și spunem, te rog, de la ce poziție vrei să o lansezi? O vom lansa de la 5. De la poziția 5? 5 membri ai familiei. Pentru cei 5 membri ai familiei se duce această primă bilă albă. Și a plecat bila, ajunge la poziția 5. Întrebarea ajunge la Costi. Care dintre următoarele culori nu este o culoare primară? Roșu, verde, albastru. Verde. Culori primare. Îmi sună a fi undeva la roșu, mă gândesc. Verde și albastru îmi pare a fi o culoare primară. Prin urmare, blochez răspunsul A. Spune-mi tu, te rog, Nicol, ce ai fi ales în locul lui Costi dacă ai fi mers pe același răspuns? E vorba de o negație. Care culoare nu este primară? Verde. Hai să întrebăm zidul dacă a răspuns Costi corect sau nu. Sper să mă înșel. Da. Așa este, într-adevăr, verdele este o combinație între galben și albastru. Așa, deci știam ce. Culorile primare combinate dau o întreagă gamă de alte culori. De la ele se pleacă. Nu e nimic, Nicol. Sunt de la poziția 5. Este o bilă roșie, dar oricând, și am văzut asta la marele zi de foarte multe ori, Nicol, uite-te la mine. Sau iartă-mă, stai, unde te uitai? Deja te uitai la cât? La 1 sau la 10? Da, la 1 și 1. Da? Deci scoatem doar o cărămidă de la casă, da? Da. Bun! Să cadă bila! Hai. Aici. Hai, Nicol. Aici. Suma mică, arată-i acolo. Hai. Mic. 1500. Este bine. 43.873 de lei. Încă stăm bine. Încă suntem la etaj, da? Da. Și mai avem întrebări. Hai să vedem următoarele variante de răspuns. A, Mircea Diaconu. B, Florin Călinescu. Sau C, Gheorghe Dinica. Da, aici clar este vorba despre actori. Se uită la filme, uneori ne-am uitat și la filme românești împreună, deci e posibil. Deci ca domeniul filme românești, eu cred că va intui răspunsul corect. Bun, eu am datoria să-ți spun că în această... De ce râzi? Știi ce vreau să spun? Am încredere în ce spui. Tu poți dubla. Ceea ce înseamnă că ai avea două bile albe care cad de la aceeași poziție pe care tu o alegi. Vreau să te gândești bine dacă soțul tău ar ști sau nu să răspundă și să-mi spui dacă vrei să dublezi sau nu. Sincer, aș dubla, dar aș duce bila dintr-o zonă mai din stânga, pentru că, deci, indiferent... Deci, nu, aș, cu condițional optativ, dublez, cu alte moduri ale verbelor, nu funcționează. Dublez! Prezent! Dublez, da? Bun, dublăm și de la ce poziție lansăm bila? De la 2. Foarte bine, succes! Nicola, hai să lansăm bila. Prima bilă pleacă și ajunge la poziția 2 și a doua. Să fii cu minte. Să fii cu minte. Și cu minte. Și cu minte și cu întrebarea la Costi. Ce actor rostește replica "mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește de pomană" în filmul Filantropica? Vai, ce fain. Mircea Diaconu, Florin Călinescu, Gheorghe Dinică. Da, îmi place. Întrebarea... E un film foarte frumos și Filantropica, l-am urmărit. Mi-a plăcut foarte mult. Și merg sigur pe Gheorghe Dinică. Răspunsul meu este ce? Bebe? Baftă? Nicola, ai emoții când îl vezi pe Costi atât de sigur pe el? Nu, de regulă este foarte sigur, că asta m-a cucerit. Cu asta te-a cucerit? Da. Cu siguranța lui? Cu... Da. Am înțeles. Hai să vedem cu întrebarea asta, cum crezi că a răspuns? Corect.
Răspuns corect, Gheorghe Dinică. Gheorghe Dinică era. Nicol, te-ai relaxat? Da. Avem două bile verzi. Imposibil câștig de 80.000 de lei în câteva secunde. Ești pregătită? Da. Să cadă bilele. Aici. Hai. Aici, 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 aici. Dreapta. Aici. Dreapta. Hai, Nicol, hai, Nicol. Dreapta, 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 dreapta. Oh. Se mai întâmplă și asta din când în sunt când. Buni. Dar faptul că râzi și ești optimistă. Au fost emoțiile la început, dar acum am început să mă acomodez. Te-ai relaxat, da? Da, da, da. Și mai avem, și mai avem, mai avem mai variante avem. De răspuns. A. Marte. B. Apollo. C. Jupiter. Răspunsurile mă duc către două domenii. Unul ar fi zeități și al doilea ar fi astronomie. A doua ar fi? Astronomie, al doilea domeniu. Astronomie. Da, planete. Planete. În, da. Bun, două domenii mari și late, vaste, da. Ambele. Spune-mi dacă vrei. Să eu te întreb. Ha. Știe ce urma să spun. Da. Avem un posibil câștig de 120.000 de lei în acest moment. Da, voi tripla. Triplăm! Triplăm, triplăm! Vreau să știu de la ce poziție vrei să lansezi cele trei bile. Cum am spus, concursul este dedicat copiilor. Voi tripla de la poziția 3. Pentru cei trei băieți ai voștri. Da, iar 3 este numărul preferat al lui Costi. Să lansăm prima da. Bilă. Să fii cu minte și să cazi acolo unde trebuie. Prima bilă a plecat la poziția 3. A doua bilă albă. A plecat și a doua cărămidă. Succes! Și a plecat și a treia bilă. Ajunge la poziția 3, întrebarea la Costi. Care zeu roman este echivalentul lui Zeus din mitologia greacă? Marte, Apollo, Jupiter. Care zeu roman este echivalentul lui Zeus din mitologia greacă? Da, e ceva foarte, foarte frumos. Mi-a plăcut totdeauna să citesc despre zei. Sper că ai triplat la întrebarea asta. Blochez răspunsul C, Jupiter. Baftă, bebe. Mult mai sigur pe el. Mult mai sigur și zâmbitor. Nicol, s-a spus? Vrei să întrebăm zidul? Da. Răspuns corect. Răspuns corect. Jupiter era corespondentul lui Zeus. Mai avem puțin și terminăm și etajul 1. Nicol, ești pregătită, da? Da. Cât sunt trei bile verzi. Cât mai la dreapta, aici. Să aici. Cadă bilele. Să fiți cu mine. Aici. Hai, Nicol, hai, Nicol. La dreapta, la dreapta, la dreapta. La dreapta, la dreapta, la dreapta. Asta e, asta e. Yes! 47.000 și 7.500 de lei. Și încă un leu, Nicol. Yes. Asta e, bravo. 91.376 de lei. Din nou am dublat suma de pe zi, Nicol. Oh. Cum stăm cu casa acum? Oh, deja ne ducem la mansarda înălțată. Deci am terminat etajul copiilor. Da. Deci pentru mansardă. Da. Pentru mansardă mergem mai departe. Da. Însă, mai avem un hop. Vorbim despre cele două bile roșii care vor cădea de la aceleași poziții de unde tu ai ales să joci bilele verzi. Și anume, 7 și 3. Te rog să te duci cât mai la stânga. Și a plecat prima bilă roșie, ajunge la poziția 7. Și a doua bilă roșie ajunge la poziția 3. Nicol, sunt doar două cărămizi. Gata? Gata. Să cadă bilele. Aici, la stânga. La stânga, vă rog. Aici, la mine. Aici, la ultima. Hai, două acolo, două acolo. Nu, 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 stânga, 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 stânga. Pe 10, pe 10, pe 10. Yes. 100. Yes. Și 15.000. Asta e. Hai să vedem totalul vostru. 76.276 de lei. Și am scăpat. Am scăpat de bilele roșii. E bine. Runda a doua ne-a adus mult mai mulți bani decât am pierdut. Runda a treia
La runda a treia, suma maximă e de 150.000 de lei, Nicol. Acolo, te-am văzut că te uitai pe la mijloc, nu la 30.000, acolo. La fel ca la runda a doua, începem cu bile verzi, însă de data asta avem 4 bile verzi. Evident, verdele aduce bani, verdele de bine, verdele pozitiv. Tu alegi de unde lansezi cele 4 bile verzi. La final, atenție mare, pentru că avem 4 bile roșii care cad din același loc. De unde ai ales tu să lansezi bilele verzi? Șansele voastre de câștig sunt în cele 3 bile albe de la mijloc. Iată-le, care sunt întrebările. Bun, ești pregătită? Da. Spune-mi prima bilă verde, de unde vrei să o lansezi? De la numărul 6, aș vrea, se divide cu 3 și Costi ține întotdeauna foarte mult la orice alege, respectivul număr să se divide cu 3. Deci numere care se divid cu 3. Da. Și mergem la poziția 6, da? Da, da. Să lansăm bila. Succes! A plecat bila verde la poziția 6. Nicol, să cadă bila! Hai, aici, dreapta. Aici, hai. Hai, 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 hai. Aici, aici, hai. Acolo, dreapta, arată-i, arată-i. Da, dreapta, dreapta. 100 de lei, sunt buni, sunt buni, sunt buni, okay. Sunt buni. 100 de lei adăugăm la zid, 76.376 de lei și mai avem 3 bile verzi, Nicol. Următoarea bilă, te rog să-mi spui de unde vrei să o lansezi. La 4. Și a plecat a doua bilă verde, care Hai. Se duce la poziția 4. Nicol, ai legătura, să Hai. Cadă bila. Hai, în dreapta. Vino după mine, aici, Hai. Aici. Ce deviere neașteptată. 76.377 de lei. E o sumă frumoasă. Mai avem două. Dar mai avem două bile verzi, Nicol. Hai să luăm bila verde. Spune mai întâi de unde o lansăm. 3. Poziția 3, cei 3 băieți ai voștri. Da. Îmi pun toată încrederea în tine că vei ajunge acolo unde trebuie. Și-a plecat bila verde la poziția 3. Se duce... Nicol. Asta voiam să zic, respirăm. Gata? Gata. Să cadă bila! Hai, hai, hai. Vino după mine, după Hai, mine, Nicol. După mine, după mine, aici. Dreapta. Aici, 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 în dreapta. Dreapta, dreapta. Oh. Nu. 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 Un leu. 76.378 de lei. Ultima bilă verde. Unde vrei să o poziționezi? O să riscăm. Până la urmă am venit să ne jucăm. Asta e și ideea? Noi am venit să ne jucăm. Asta a fost ideea de la început. Și vom pune la numărul 7. Pe 7, ultima bilă verde. A plecat la 7. Pregătită? Da. Hai, Nicol, respiră și să cadă bila. Hai, hai, aici, hai, aici, hai, aici, hai. Aici, și publicul aici, e cu tine, hai. Aici, hai, Nicol. Aici, adu aici, 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 aici. Dreapta, aici. Dreapta. Vă dăm banii ăștia, nu vi luăm, mai adăugăm 10 lei la zi, 76.388 de lei. După cele 4 bile verzi. Și acum ajungem la întrebări. Nicol, mai aveți șanse de câștig? Ești pregătită? Să le vedem. Hai să le vedem. A. Yellow Submarine. B. Hey Jude. C. Let It Be. Sau D. Love Me Do. N-am nici cea mai vagă idee despre ce ar putea fi vorba. Hai să găsim un punct comun. Poate titluri de filme sau de melodii, piese muzicale sau ceva, o propoziție spusă de un actor celebru într-un... O replică dintr-un film. Da, o replică, film. Da, da, da. Spune-mi, te rog, de unde vrea să lansezi bilab? Cred că merg la 4, să fie la mijloc, în cazul în care e
verde să se ducă spre dreapta. Deci mergem dintr-o poziție centrală, da? Da. Bun. Am venit să ne jucăm. Te rog, fă-mă fericită. Și a plecat Bila Albă la poziția 4. Pleacă întrebarea la Costi. The Beatles a fost cel mai faimos și de succes grup din istoria muzicii rock. Care este titlul piesei cu care trupa a debutat în anul 1962? Yellow Submarine, Hey Jude, Let It Be, Love Me Do. Wow, The Beatles. Yellow Submarine a fost, într-adevăr, un mare hit al lor. Hey Jude îmi pare ceva mai de început. Mie personal, așa mă gândesc. Nu știu sigur ce-i drept. Let It Be, Love Me Do îmi sună undeva. Ora Hey Jude la B, mă gândesc, sau la C. Yellow Submarine ar fi parcă prea dintr-o dată, nu știu, cred că nu știu dacă ar fi răspunsul tocmai corect. Prin urmare mă gândesc la B sau C. Blochez răspunsul C. Costi a mers pe C. Nicola, acum ai înțeles despre ce era vorba? Știi melodiile? Prima și... Cum era prima, ea? We all live in a yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine. O știi, da? Da. Tu ai fi mai spre ce? Bun, hai să întrebăm Zidu. Răspunsul corect, din păcate, era D. Love me do. Hey, I love you. O știi? Nu. Nu știu. Da, cu aia s-au lansat, însă suntem la 4. Să se ducă în stânga. Să se ducă în stânga, să cadă Bila. Stânga, stânga, stânga. Aici, la mine. Vino aici, fim prieteni, am avut grijă de tine. Hai, hai. Hai, Nicole, hai. Aici, mămică. Aici, 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 aici. Uno. Aici. 45.000 de lei. Bila Roșie a aterizat în centru, dar mai sunt 31.388 de lei. Și mai avem întrebări. Asta a fost de-abia prima. Hai să vedem mai întâi variantele de răspuns. A. Peru și Bolivia. B. Mexic și Guatemala. C. Columbia și Venezuela. D. Argentina și Brazilia. Meci de fotbal, ceva, echipe. Două echipe care se confruntă. Da. Poate fi asta. Aici. Microbist, soțul. Se mai uită la meciuri. Ne-am uitat și împreună, da. Bun, fotbal, altceva? Țări care se învecinează. Granițe ar putea fi. Da. Frontierele statelor. Da. Cum stă la geografie? Se descurcă. Bun. Eu trebuie să spun că în acest moment tu ai ocazia de a dubla. Da. Vorbim de două bile care cad din același loc, poziție pe care tu o alegi. Vreau mai întâi să știu dacă vrei să dublezi sau nu. Vorbim de un câștig posibil, da. Nu uita, de 300.000 de lei. Dublez. Dublăm! Dublăm și spune-mi, te rog, de la ce poziție? 5. Ce pot să spun? Am venit să mă joc. Hai să ne jucăm. Hai să ne jucăm. Prima bilă albă a plecat. Și ajunge la 5, a doua. Draga mea, știi drumul. Este spre dreapta. Dacă ești verde. Drumul spre dreapta, Bila Albă la 5. Întrebarea la Costi. La granița căror țări se află cascada Iguazu? Peru și Bolivia. Mexic și Guatemala. Columbia și Venezuela. Argentina și Brazilia. Wow, geografie. Știu multe despre cascade, dar despre Iguaza. Iguazu nu prea îmi sună prea cunoscut așa. Peru și Bolivia nu prea îmi sună cunoscut. Argentina și Brazilia, Columbia și Venezuela. Aș vrea să mă gândesc la... Deci Peru și Bolivia am zis nu cred. Mexic și Guatemala mai degrabă îmi sună cunoscut.
Hai să mergem pe feeling aici. B. Mexic și Guatemala. Pe feeling, Costi. Pe feeling. El a ales varianta B. Eu n-am niciun feeling. Nu mi-a plăcut geografia. Da, nu știu. Că la fel aș fi mers și eu undeva pe feeling. Dar m-aș fi dus pe C. Columbia și Venezuela. Da. Eu m-aș duce în Venezuela. Sincer, nu pentru cascadă. Nu știu dacă e acolo sau nu. Hai să vedem dacă a fost răspunsul lui Costi corect sau nu. Răspunsul corect era D. La granița dintre Argentina și Brazilia. Ok. Dar nu ne pierdem speranța, Nicole? Da. Ești pregătită? Da. Să cadă bilele. Să cadă bilele. Aici. Hai. Hai, arată-le, hai, hai, arată-le hai, acolo, aici, sume aici, mic, aici, aici, mic, aici, mic, mic, stânga. Hai, bine, 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 nu! Pentru o secundă am văzut 100, era bine, și apoi a doua bilă roșie a venit și a șters totul cu valoarea de 60.000. Ne-am întors la zero. Însă mai avem o întrebare. În acest moment nu mai ai nimic de pierdut. Poți merge doar în sus. Urmează întrebarea cu numărul 3. Hai să vedem variantele de răspuns. A. Henry Ford. B. John Rockefeller. C. Warren Buffett. D. Richard Branson. Richard Branson îmi este cel mai cunoscut. Știi ceva despre el? Da. Are și o renumită companie aeriană, Virgin. Virgin. Da, și a mai scris și cărți de afaceri, a mai citit un pic. Și e cu capul nori în spațiu. Da. Ceilalți? Business. Având în vedere că suntem la ultima întrebare, îți spun că poți tripla, este alegerea ta, ai putea avea 3 bile care cad din același loc și un posibil câștig de 450.000 de lei. Da. N-are sens să vorbim de pierdere pentru că nu e cazul. Eu sper să răspundă corect, să intuiască răspunsul bun. Deci? Și vom tripla. Triplăm? Triplăm? Spunem de la ce poziție? Triplăm de la poziția 7. Triplăm de la 7. Da. Ia fiecare bilă, ai 3, te rog, și spune-le. Să dărâmăm zidul. Să dărâmăm zidul, prima bilă se duce la 7. Succes și ție. A doua bilă albă a ajuns și... Și tu știu că ești cea mai cuminte și mai ascultătoare. A plecat cea treia bilă, pleacă întrebarea acum la Costi. Care dintre următorii milionari are studii superioare? Henry Ford, John Rockefeller, Warren Buffett, Richard Branson. Da, o întrebare interesantă. Henry Ford nu cred că are studii superioare. Nu cred la acel moment, varianta. John Rockefeller ar fi între. Warren Buffett ar suna mai mult care avea studii superioare. Richard Branson nu cred, nu e stilul lui să, nu știu, să meargă foarte mult. Cred că a și renunțat la studii, din câte țin eu minte. Deci aș alege între B și C. Sper din suflet să fie răspunsul corect. C. Warren Buffett. Da. Era un milionar. Miliardar, spune-le cum vrei tu. Da. Ai intuit în mare. Este ultima posibilitate de câștig din această seară. Zidul are suma 0 în acest moment. Tu ai triplat. Este ultimul hey rup din seara asta. E momentul decisiv. Hai să vedem. Răspuns corect! Warren Buffett!
Răspuns corect! Bravo! Costi a avut dreptate! Răspuns corect! Și avem 3 bile verzi de la poziția 7! Nicol! Asta a fost! Deci, avem 3 bile verzi care cad de la 7. Nicol, n-ai nimic de pierdut, te rog, zidul ăsta trebuie cucerit cu căderea asta. E a ta, da? Da. Putem câștiga 450.000 de lei dintr-o singură cădere. Ești gata? Da. 3, 2, 1, să cadă bilele! Hai, aici, aici, hai! La mine! Aici, hai, aici, hai, aici, hai, aici, hai, aici, hai, hai! Dreapta! 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 Sumă mare, dreapta, dreapta, dreapta! Dreapta, dreapta, dreapta! Dreapta. Oh! E 3. Numărul preferat al lui Costi. Numărul preferat al lui Costi. Băi, îmi place că vezi partea pozitivă din orice. 3 e numărul preferat al lui Costi. Era bine să fie 300 de minus 3. Stai să-mi adun că mi-am distrus și cartoanele astea. Te-ai emoționat acum. M-am emoționat foarte tare. Ok. Nici nu știu ce să mai spun acum. Noi... nu sunt pregătit pentru astfel de momente. Deci noi am venit aici ca o simplă distracție. Așa am privit-o de la început. Te-ai distrat? Acum, da, a fost o experiență foarte faină. Mereu mi-am dorit să ajung la o emisiune concurs. Mi s-a îndeplinit visul. Chiar și cu acești 3 lei? E o experiență, totul este o experiență. Dar încă nu s-a terminat concursul. Mai avem de discutat despre un lucru foarte important. Despre acest contract pe care l-am eu în mână. Voi, după ce ați terminat prima rundă, cădere liberă, ați acumulat o sumă de 17.873 de lei. Noi la suma asta adăugăm mereu câte 5.000 de lei pentru fiecare răspuns corect dat de Costi și așa ajungem la 32.873 de lei. Asta e suma garantată, valoarea acestui contract în cazul în care Costi îl semnează. Dacă nu îl semnează, avem 3 lei, avem 4 bile roșii, suma va fi 0. Plecați acasă cu toată admirația noastră și iubirea noastră, pentru că oricum sunteți o familie fericită și frumoasă. Înainte ca eu să-i trimit contractul lui Costi, vreau să-l mai vedem puțin la camera de izolare. Ia uite-l, zâmbește, relaxat, ce vrei să-i spui? Te iubesc indiferent de ce decizie vei lua. Chiar dacă semnezi sau nu semnezi contractul, noi aici am venit să facem un vis al meu, practic, să îndeplinim o dorință a mea și vom pleca cu o experiență foarte frumoasă. Te iubesc! Să plece contractul! Să plece contractul! Și a plecat acum, merge la Costi în camera de izolare. Și acum a ajuns contractul la Costi și urmează să ia o decizie. E un moment important, bebe. Am ajuns la momentul acesta culminant, aș putea spune. Da, nu știu cum a fost la tine. La mine a fost oarecum așa presant. Mă simt captiv un pic, dar va fi o decizie foarte grea. Vom afla în foarte scurt timp dacă Costi a semnat sau nu contractul și dacă îi pleacă sau nu cu suma garantată acasă când ne întoarcem la Marele Zid. Vreau să te anunț, pentru că îi spuneai ceva mai devreme lui Costi. Costi, știi că asta mi-am dorit eu foarte mult. Ce ți-ai dorit foarte mult? Să vii la Marele Zid. Să particip, da. Să particip la concurs. Să vezi cum e experiența, să te simți bine, da? Da. Eu asta vreau să-ți propun acum. Vreau să ne simțim bine, să lansăm bilele astea. Avem 3 lei. Ce se poate? Da? Asta vreau, zâmbetul ăsta. Bilele roșii cad de la aceleași poziții de unde ai lăsat bilele verzi. Prima a fost de la poziția 6. Chiar aș vrea să știu unde o să cazi acum când ești roșie. Și eu sunt foarte curios de asta. Nicol, îți propun un lucru.
Hai să ne simțim bine, vino cu mine. Suntem într-o poieniță. Așa, frumos pe iarbă. Casa în față. Acolo e mansarda sus. Ai mansarda, da, ne distrăm. Iar de pe terasă se vede lacul. Lacul, uite lacul acolo și un pescar. Nu, era un bolovan, în fine. Iar după lac este stațiunea, Mamaia toată. Mamaia, vedem Mamaia, lumini, cluburi, în fine. Ăsta e peisajul, da? Da. Să cadă bila. Să vedem. Nu m-a trădat. Pe unul. Ce să crezi, Nicol, mai jucăm bile roșii. Hai. 2 lei avem, dăm voie să te ajut. Hai să mai luăm o bilă roșie. A doua bilă roșie cade de la poziția 4. Știi ce ar fi tare? Să dea cu plus la sfârșit. Să dea cu plus ar fi cel mai tare lucru și ar sfida legile matematicii și fizicii. Deci, hai să vedem tu ce faci acum. Hai să vedem. Hai cu mine pe terasă. Ne-am ridicat să ne luăm un cocktail. Ești pregătită? Da. Du-te. Ah. Cât pe aici să cadă pe 1? Pe 1. 45.000. N-are de unde să ia. Dăm voie. 0 lei.